Le-am promis copiilor pizza în seara asta, așa că dacă promit ceva, trebuie să mă țin și de promisiune. Mă duc să fac aluatul de pizza. Vrea cineva să mă ajute să-l facem împreună sau îl fac singură? Îl fac singură, da! Yes! Yes, you can do it all yourself! Așa că voi face împreună cu voi aluatul. Eu fac aluat de pizza dintr-un kil de făină cu 2 pliculețe de drojdie. Nu o fac cu Maia, deoarece întotdeauna ne hotărâm și ne promitem că facem pizza așa rapid, iar la Maia îi trebuie pregătire de pe o zi pe alta. Deci un kil de făină, 2 plicuri de drojdie, 650 de mililitri de apă, 4 linguri de ulei, 1, 2, 3, 4. La pizza folosesc doar ulei de măsline, o linguriță de zahăr și o lingură plină de sare. Și voi începe să amestec bine, bine, bine. Nu bași tu mânuțele. De data asta nu te las pe tine. Pe tine te las să duci afară. Da. La soare, bine? Nu. Și amestec bine, 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 bine. Până devine un aluat consistent. În funcție de cât de multă proteină are făina și în funcție de cât de bine absorbe apa, se mai pune puțină apă sau se mai scade puțină apă din cei 650 de mililitri. Dar la mine întotdeauna funcționează cei 650 de mililitri. Și facem aluatul de pizza rapid. Îl voi scoate afară la soare. Da. Căci e o zi superbă afară. E foarte, foarte cald. Și îl scoate direct afară. Dar înainte să-l scot, îl voi uleia bine cu ulei de măsline. Vouă cum vă place pizza? Nouă ne place cu aluatul destul de gros. Nu ne place pizza cu aluatul subțire, nu știu de ce. Poate așa ne-am și obișnuit. Dar nu ne place deloc pizza cu aluatul subțire. Așa că, întotdeauna, din kilogramul de făină, îmi ies 2 pizza mari, cât o tavă de cuptor mare. Ceea ce e perfect pentru noi. Mai rămân câteva bucățele și pe ziua următoare. Și se consumă tot. Acum voi pune ulei de măsline. Am tras aluatul într-o parte. Pun ulei în partea aceasta. După aceea trag în partea cealaltă, pun ulei și în partea aceasta și îl întorc și pe parte și pe alta să se uleieze bine, bine, bine și mă duc să mă spăl pe mână. Îl acopăr cu un prosop curat și la soare cu el.